Primăria Bujoreni rămâne în continuare fără viceprimar. Reuniți în ședința ordinară din luna iulie, consilierii nu s-au înțeles din nou în privința votului pentru un nou viceprimar. După două scrutinuri fără rezultat, bătălia finală s-a dat între penelistul Gheorghe Sima și PSD-istul Gheorghe Gângu. Fiecare a obținut câte 6 voturi, un vot fiind nul. Prin urmare, aleșii au fost nevoiți să amâne acest punct pentru următoarea ședință ordinară. Da. Da. Am anulat. Nul. Sima. Iar 6-6. Da, 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 da. Sima. Și s-o sunea pe doamna. Deci să termină, cred că m-a dat să fie greșit. Pe mereu? Da, păi, da, nu iese. Nu iese. Păi dacă ăla face mereu. Pe și unul din ei. Bă. Sima. Da, 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 da. Nu, și nu. Ce e ăsta? 6-6. 6-6 pentru care e unul nul. Și amână pe tu, dar la viitor. În turul, au fost 6-6. Și unul. Și un vot nul. Da. Da, da. 6-6 și tur. Nu s-a ales viceprimarul. Să ne spuneți, domnilor colegi, lucrarea de electrificare, da, am plătit-o în proporție de 70%, valoarea lui este de 9 miliarde, mai avem 30% însemnând restul de 2 miliarde 700, da? Uitați, pentru suma asta avem, n-avem bani. Sau n-avem bani, că nu știți dumneavoastră dacă aveți. Dar veniți și ne spuneți. Păi nu știu, păi ar trebui să ne spuneți și nouă, nu e doar secretul dumneavoastră. Trebuie să ne spuneți. Avem lucrare la canalizare și e făcută 20%, avem rată cu cât avem. Avem mai departe, eu știu, ce lucrări mai aveți dumneavoastră? De... ce avem noi, urgențele, nu? Potrivit noului primar al comunei Bujoreni, Gheorghe Udubaie, această situație blochează oarecum activitatea primăriei. Nu e nicio problemă dacă acești domni consilieri locali cred că e mai bine așa să frânăm activitatea primăriei, o să continuăm până la capăt. Părerea mea e că o să luăm legătura cu toți din nou, o să cerem ajutorul prefectorii și al Consiliului Județean să vedem dacă este legal ce se întâmplă aici. Toți au de întrebat ceva, dar toți au fost părtași în această primărie, în necazurile care s-au succedat. Ori, de ce vor viceprimari? De ce nu suntem în stare să gândim civilizat pentru comună? Pentru că oamenii au ales să vină în folosul lor, să vină să îndrepte lucrurile. Ori la noi văd că nu se poate. Din nou s-a amânat o lună de zile, din nou s-a blocat aproape tot ce înseamnă urbanism în localitatea, nu în comuna Bujoreni. De ce cerem? Dacă eu n-am fost în stare? Sau ei n-au fost în stare? Eu nu pot să mă grăbesc, eu trebuie să iau totul de la zero. Eu trebuie să fiu foarte atent ce semnez, eu trebuie să fiu foarte atent cu oamenii, trebuie să fiu foarte atent cu populația. De câte ori sunt chemat, merg printre dumnealor, numai că timpul nu îmi permite mare lucru, pentru că deja suntem 5 oameni care vrem să facem totul. Comuna Bujoreni nu este singura localitate din Vâlcea fără viceprimar. Nici la Mălaia aleșii nu au votat încă noul vice, încărți pentru această funcție aflându-se 3 candidați.